un singur gol marcat de la debutul noului campionat, Pandurii par să se pregătească mai degrabă pentru lupta pentru evitarea retrogradării, ținând cont că finalul acestui sezon numai puțin de 6 echipe vor retrograda. Anton recunoaște că moralul lor este la pământ, dar încurajează de antrenor, jucătorii trebuie să iasă la liman. Că nu avem un moral foarte bun, însă sperăm să trecem peste. E un moment foarte greu și avem nevoie de victorie ca să putem trece cu adevărat peste. În primul rând, ne-a atras atenția asupra greșelilor pe care le-am făcut, să nu le mai repetăm, să nu mai facem greșelile făcute și, pe urmă, a spus că este alături de noi. Anton speră la o revenire în partida cu Viitorul Constanța, programată sâmbătă pe Municipal, deși admite că puștii lui Hagi nu vor fi ușor de învins. Și împreună trebuie să tragem, să scoatem. Meciul cu Viitorul cum va fi? Va fi un meci foarte dificil și ei sunt într-o situație similară ca a noastră. O echipă tânără, o echipă dornică de a se afirma și sezonul trecut am avut meciuri foarte grele cu ei. Sunt niște jucători tineri foarte talentați, așa că eu văd un meci foarte, foarte dificil. Etapele trec, iar dacă punctele nu vin în contul Pandurilor, echipa poate să schimbe obiectivul de a fi în primele 6 echipe din Liga 1, trasat la debutul noului campionat. Gorjenii ar putea ajunge să se zbată să rămână în primul eșalon. Oricum este rușine, dar nu avem ce să facem, trebuie să mergem înainte și, după cum am spus, noi am ajuns în situația asta, tot noi trebuie să reușim să ne adunăm, să fim o echipă și să scoatem echipa din ea. Un calcul și o eventuală luptă, să luptă să mergem la retrogradare? Deocamdată nu. Nu ne gândim la lucrul ăsta. Într-adevăr, suntem pe locul 17, însă au trecut decât 4 meciuri. Însă, dacă nu ne revenim cât mai repede, vă dați seama că etapele trec, echipele adună puncte și vom fi nevoiți să luăm un calcul și o luptă la retrogradare. Pandurii au încheiat sezonul 2013-2014 pe locul 7 în clasamentul Ligii 1, după ce au acumulat 50 de puncte. Noul campionat este mult mai dificil, vor retrograda 6 echipe. Din stagiunea 2015-2016, în campionatul intern vor evolua 14 echipe și va fi adoptat și sistemul organizării de play-off și play-out.